Pompierii din cadrul detașamentului 1 Timișoara au intervenit peste 3 ore pentru salvarea unor căței dintr-un canal tehnologic. Evenimentul a avut loc pe calea Torontalului. Cinci căței și mama lor se aflau într-o situație inedită, fiind la o adâncime de aproximativ 1,5 metri. Pompierii au reușit salvarea a trei pui de câine, iar alți doi nu mai erau în viață. Protectivă mama lor, nu s-a lăsat ușor convinsă să fie salvată. Cu pricepere și determinare, pompierii au găsit o soluție ingenioasă și au reușit extragerea cățelușei în siguranță. Patru pezi au fost preluați de un reprezentant al Asociației Animal Care Team, continuându-și drumul spre o viață mai bună.